sunt norocoasă, sunt foarte puțini oameni care reușesc să și își trăiască viața și să se bucure de ea prin fiecare lucru pe care îl fac. Tu mi-ai zis mie mai devreme că da, tu ești un om normal. Da, și eu pentru trăgea. Prietenii mei sunt altfel de om. Eu sunt dominată de verbul îmi place, vreau. Să-mi placă mie. Da, nu știu, e egoismul meu. Am și eu voie să vreau să fac ce-mi place, să se bucure și ei la fel ca mine. Doar dacă ei n-au văzut, n-au cum. Atunci mă chinui și mai mult să le povestesc ce văd eu. Chiar a fost o întrebare pe care am primit-o astăzi. Cum e o zi din viața ta sau ceva de genul ăsta? Iubitule, dar gândește-te! Am putea fugi împreună, undeva departe, să uităm de filozofie și să ne mutăm undeva la țară, unde să ne ocupăm de semantică, poate. Să lumineze noaptea nunții noastre. Deschideți șampania, desfățuiți pasiunea pentru Adriana din Comedia Erorilor! Tarul bărbat, tiranule! Mariana, mă înțeleg foarte! Lasă-mă pacea! Mănâncă! Nu! Mănâncă ea! Lasă-mă! Mănâncă pe udarul! Mănâncă! Mănâncă intelectualul! Poftim de admiră, Sașuc! Poftim de admiră! Vreau să fac ceva cu lucrurile pe care le trăiesc. Nu vreau să adun amintiri și poze și să le pun în album și să stau să mă gândesc să le povestesc nepoților. Vreau să fac imediat ceva. De asta nu cred. Cred că așa sunt eu construită. Nu sunt cu picioarele. Nu zic, da, sunt cu picioarele pe pământ. Sunt cu picioarele pe pământ cu capul în nori. N-aș suporta să fiu un actor sărac. Asta e. N-aș suporta să zic, fac meseria asta, dar mă duc acasă în căsuța mea, într-o garsonieriță, unde n-am un aragaz, nu am o... Vreau să mă bucur de viață și am nevoie și să fac bani ca să mă bucur de viață. Și atunci, dacă nu pot să fac decât ceea ce îmi place, atunci încerc să fac bani din ceea ce îmi place. Cred că e și noroc, da. Smaranda, povestește-mi de proiectele tale în care ești implicat acum, în ce te vedem și în ce urmează să te vedem. În ce ordine? Ce pregătești, în ce ordine vrei tu? Păi să începem cu Bullets Over Lipscani, 50 de reprezentații în aprilie, de care sunt foarte mândră, adică niciodată n-am jucat un spectacol atât de mult. Este pentru prima oară și sper să avem viață cât mai lungă cu el. Ne bucurăm foarte tare de el. Îl jucăm la Godot Cafe Teatru, produs de Godot Cafe Teatru. Vițelul de aur la Arcub și acestea două sunt în regia lui Eugen Ghemant. Avem în pending, așa, Monster spus pe pauză până când vom încerca să-l reluăm după John Patrick Shanley, tot în regia lui Eugen. Dumnezeu e mort! Poliția a fost pe aici! Te caută! Se crede că a fost mâna vreunui existențialist. Nu, păpușă, tu ai fost. Ce? Și apoi ne vom continua drumul. Auziți? Auziți? Ce-i cu celălalt de mașini? Au rămas în urmă. Pene de cauciuc, pene de mașină, pene.
Auziți? Auziți? Nu vă spărați. Dumneavoastră sunteți prima mașină? Kleptunov e cu voi? Pe Kleptunov l-am scos din cursă. Auziți, dar profesorul Petrocicov e cu Pacardul. La teatru de comedie sunt angajat acolo și lucrez la am un proiect Crize în regia lui Vlad Cristache împreună cu profesorul meu din facultate Marius Gâlea și în Casa Zoicăi am un rol mic. Am văzut că vorbești cu mare drag și despre cel mai nou spectacol al tău. Despre The Red Light Shakespeare, eu da. Eu am avut plăcerea să-l văd deja. Da, ai avut plăcerea. Este un proiect nou, uite, că încă nu mi-a intrat în... încă lucrez la el, eu încă repet la el. Încă nu m-am obișnuit cu gândul că am mai scos încă un spectacol. E un spectacol care a pornit de la dorința noastră a fetelor să ne punem împreună pe treabă și să facem ceva cu personajele lui Shakespeare. Întotdeauna ne-am gândit ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâlni femeile lui Shakespeare și ar vorbi. Și am rămas la patru monologe. E un spectacol despre bărbați cu femei. E un spectacol în care vorbim despre o tensiune erotică din relația bărbat-femeie. Și sunt patru ipostaze ale sexualității feminine din operele lui Shakespeare. Eu, de data asta, am fost distribuită pe un mare contramplu, Julieta, cu care încă mă lupt. Și toate ne-am dus într-o zonă în care nu am mai lucrat și nu am mai încercat până acum. Sunt împreună cu colegele mele, Teodora Stanciu, colegă și la Teatru de Comedie, Xing Elena Ling și Alexandra Sălceanu, care mi-au fost colegi în facultate, iar regia este a Alexandrei Popescu. Să nu-mi ia pornirea drept un capriciu înlesnit de noapte. Romeo! 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 Oare mă iubește? Știu, va spune da. Am să-l cred. Dar poate să se înșele. Dragul meu, Romeo, să fii sincer, ți-s drag într-adevăr? Sau poate-ți pare că m-am lăsat prea lezne cucerită? Îl înfrunt. Îi spun ursuză? Nu. Nu. Iar el să-și dea silința să-mi câștige iubirea înfrângându-mi cerbicia. Atât. Nu știu, e egoismul meu. Am și eu voie să am. Vreau să fac ce-mi place. Nu vreau să-mi îngrop existența în... Vreau să fac ceva cu lucrurile pe care le trăiesc. Nu vreau să adun amintiri și poze și să le pun în album și să stau să mă gândesc să le povestesc nepoților. Vreau să fac imediat ceva. De asta chiar a fost o întrebare pe care am primit-o astăzi. Cum e o zi din viața ta sau ceva de genul ăsta? Și m-am dat seama că o zi din viața mea este singurul lucru pe care pot să spun, că nu zic că mă trezesc dimineața și merg îmi beau cafeaua, după aia mă duc și fac aia, habar n-am cum e, dar știu că o zi din viața mea este legată de telefon pe care îl plătesc destul de mult și trebuie să sun imediat și să stresez oamenii din jurul meu pentru că am văzut eu pe stradă nu știu ce sau că am văzut eu, nu pot să le țin pentru mine, nu știu, nu pot să le țin pur și simplu, vreau să știe și alții, să se bucure. Și așteptare, am și așteptări să se bucure și ei la fel ca mine, doar dacă ei n-au văzut, n-au cum. Atunci mă chinui și mai mult să le povestesc ce văd eu. Ce... Adică trebuie să fac ceva cu experiențele pe care le trăiesc. Nu pot să le pun, gata, s-a dus, mergem înainte. Nu, suntem tot ceea ce am învățat și tot ceea ce am
trăit până acum. Și nu vreau să le pun într-un plic. Vreau să mă mai bucur o dată de experiențele plăcute și de cele neplăcute, că învăț ceva din ele și poate învăț mai bine data viitoare când am șansa, mi se dă șansa cumva să apelez la memoria mea afectivă. Cred că e puțin fascinația asta. Actorii așa par altfel decât noi, sunt altfel de oameni. Da, 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 și eu pentru prietenii mei sunt altfel de om. Tu mi-ai zis mie mai devreme că da, tu ești un om normal. Mi se pare cumva că ești un om cu picioarele pe pământ și nu te văd ca un artist cu capul în nor sau căruia i s-a urcat la cap. Atâta cât te știu eu, eu nu te văd așa. Am văzut cazuri diferite de tine. Păi pentru că am o responsabilitate față de părinții mei, în primul rând, și de familia mea. Și nu îmi permit să... Nu, cred că așa sunt eu construită, să nu sunt cu picioarele, nu zic, da, sunt cu picioarele pe pământ, sunt cu picioarele pe pământ cu capul în nori. Fac aceleași eforturi pe care le face orice om să se adune și să se concentreze și să vadă ce vrea și își pun aceleași întrebări, poate puțin mai mult decât e cazul de foarte de mai multe ori, dar trag de mine într-un fel să... N-aș suporta să fiu un actor sărac. Asta e. Nu, n-aș suporta să zic, fac meseria asta, dar mă duc acasă în căsuța mea, într-o garsonieriță, unde n-am un aragaz, nu am o... Vreau să mă bucur de viață și am nevoie și să fac bani ca să mă bucur de viață. Și atunci, dacă nu pot să fac decât ceea ce îmi place, atunci încerc să fac bani din ceea ce îmi place. Și sunt norocoasă, sunt foarte puțini oameni care reușesc să și își trăiască viața și să se bucure de ea prin fiecare lucru pe care îl fac. Cred că e și noroc. Da,